Dragi ascultători ai Radio Maria, dragi persoane care urmăriți transmisiunea video care din studioul Radio Maria din Iași ne este asigurată cu multă dăruire și pricepere de Părintele Adrian Blăjuță, căruia vreau să-mi permiteți să-i mulțumesc pe această cale. Vă salut cu drag, lăudat să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor! Vă salut de asemenea în numele Părintelui Mihai Roca, responsabilul oficiului pentru cateheză, care de comun acord cu preasfințitul Iosif, din motive lesne de înțeles, a optat pentru cel mai înțelept mod de a lupta împotriva răspândirii virusului, și anume a sta acasă, evitând astfel riscul de a lua și transmite acest virus, care, după cum observăm cu toții, a bulversat întregul pământ. Mă gândeam că ecleziastul, căruia îi aparține faimoasa expresie nimic nou sub soare, acolo unde spune că există un timp pentru toate, un timp pentru a râde și un timp pentru a plânge, printre altele, dacă ar fi să trăiască și să scrie astăzi, ar adăuga cu siguranță că există un timp pentru a ieși din casă și un timp pentru a sta acasă. Chiar dacă nu a avut viziunea acestor timpuri în care ne este dat nouă să trăim și nu a inclus o astfel de aserțiune în cartea sa, pentru ca să dăm temei biblic trăirilor noastre, ne însușim înțelepciunea sa practică și, conformându-ne măsurilor impuse de autoritățile competente, căutăm să ne adaptăm și să asigurăm cele necesare hranei sufletești în modul acesta, virtual, dar eficient, așteptând cu aceeași nerăbdare pe care o manifestați și dumneavoastră ziua în care totul va reveni la normal, iar viața își va relua cursul firesc. Așadar, într-un context asemănător celui de joia trecută, îl ascultăm și astăzi pe preasfințitul Iosif, care ne va ajuta să înțelegem și să aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu oferit de liturgia cuvântului. Evanghelia Duminicii ce urmează ne prezintă o nouă minune, învierea lui Lazar, semn premergător al propriei învierea lui Hristos și dovadă supremă a puterii sale divine. Mai întâi însă ne adresăm Domnului prin rugăciune și apoi îl invocăm pe Duhul Sfânt ca El să ne deschidă inimile și sufletul la lucrarea lăuntrică a Harului pentru a primi cu folos cuvântul de învățătură al Preasfințitului. Doamne Iisuse, ajută-mă să înțeleg calea Ta și să Te întâlnesc în evenimente zilnice. Cred că întâlnirea cu Tine este importantă pentru viața mea. Ajută-mă să Te regăsesc în paginile Evangheliei, în evenimentele pe care le-ai trăit acum 2000 de ani. Ascultă, Doamne, rugăciunea noastră. Te implorăm să ne trimiți din belșug Duhul Tău pentru ca să recunoaștem că Fiul Tău este învierea și viața. Doamne, dă-ne harul ca din această ascultare atentă și angajantă
să răsară în noi o nouă speranță pentru a-L urma pe Mântuitorul nostru cu toată disponibilitatea, chiar și în momentele dificile și întunecate. Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Amin. Ascultători ai postului de Radio Maria, singurul post catolic de radio din țara noastră, și iubiți credincioși de toate vârstele care pe internet sunteți în legătură directă cu noi, cei din Catedrala Romano-Catolică din Iași. Continuăm catehezele în timpul sfânt al postului mare în care ne aflăm cu tema Întâlnirea cu Iisus. Este o temă foarte importantă pentru noi, așa de importantă încât eu aș spune că de ea depinde fericirea sau nefericirea noastră, mântuirea noastră veșnică sau osânda noastră veșnică, întâlnirea cu Iisus, adică întâlnirea cu Dumnezeu, pentru că Iisus este Dumnezeul care s-a făcut om, a doua persoană din Sfânta Treime, prin puterea Duhului Sfânt, și chiar ieri am sărbătorit în sânul feciorelnic al Preacuratei Fecioare Maria. Și pentru noi, ca ființe create cu minte și voință liberă, este esențial să ne întâlnim cu Iisus, cu Dumnezeu, dacă vrem să ne fie bine, dacă vrem să fim fericiți, dacă vrem să ajungem la mântuirea veșnică. Suntem în timpul postului mare, toți, și catolicii, și ortodoxii, toți creștinii de ambele rituri, catolici și frații creștini ortodoxi. Postul mare, am spus-o, o spun și acum și voi accentua mereu acest lucru ca să-l reținem bine, postul mare are un profund caracter baptismal.
botezial. Și biserica are grijă ca în timpul postului mare, folosind cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, să ne ajute să nu uităm măreția botezului, demnitatea noastră de fii ai lui Dumnezeu pe care am primit-o atunci. Și de aceea, în alegerea textelor biblice, în ritul nostru catolic, trei duminici înainte de florii, Sfânta Biserică ne pune în față texte din Biblie ca să evidențieze trei lucruri esențiale prezente în taina Sfântului Botez. Apa, acum două cateheze în urmă, am văzut acest lucru din fragmentul evanghelic, Iisus la fântâna lui Iacob, cu samariteana. Cateheza de joia trecută a fost despre lumină, un alt element esențial în celebrarea botezului. Și atunci ne-am oprit cu reflecția asupra fragmentului din Evanghelie, orbul din naștere pe care Iisus l-a vindecat la Ierusalim. Și astăzi, referindu-ne la textele de duminica ce urmează, a cincea din post și ultima înainte de florii, cel de-al treilea element, cel mai important din toate, viața. Și asta meditând asupra fragmentului din Evanghelie, în care Iisus merge în Betania la prietenul său Lazar, care era mort de 4 zile, și îl învie din morți, îl readuce la viață. Învierea lui Lazar este al 7-lea semn împlinit de Iisus, dar și cauza imediată a condamnării lui la moarte. Victoria vieții asupra morții. Acest lucru este evidențiat în acest fragment din Evanghelie. Victoria vieții asupra morții. Această victorie se împlinea chiar în mijlocul celor simpli. Iisus avea să dăruiască viață comunității celor săraci, destăinuindu-se lor ca izvor de viață pentru cei care cred în El. Ca întotdeauna, cateheza noastră cuprinde 4 puncte. Primul, în locuința săracilor, al doilea, intitulat din cuvintele lui Iisus, Eu sunt învierea și viața, al treilea punct l-am intitulat Spre o viață nouă, iar al patrulea, care este de fapt partea aplicată, practică a catehezei, l-am intitulat Iubirea învinge moartea. Le luăm pe rând. Primul punct al catehezei, în locuința săracilor. Vestirea Evangheliei și minunile săvârșite de Iisus au o legătură foarte strânsă cu viața celor săraci. Aceștia sunt privilegiații lui Dumnezeu. Tot ceea ce Iisus a trăit și a făcut, venind pe pământul nostru, a rămas ca o mărturie vie a iubirii sale față de toți oamenii, fără excepție, în special față de cei de la marginea, de la periferia societății, săracii. Stilul de vestire a Evangheliei și modul simplu de viață a lui Iisus, în dăruire totală, destăinuia prezența și acțiunea mântuitoare a lui Dumnezeu între oameni.
Iisus vorbea despre milostivirea lui Dumnezeu. De atâtea ori a vorbit în viața publică despre milostivirea lui Dumnezeu în orice clipă și prin fiecare gest al său. În persoana lui Iisus se revela în felul acesta Mesia, cel prezis, promis în Vechiul Testament de proroci. Se lăsa descoperit, cu alte cuvinte, Fiul omului, Dumnezeu care s-a făcut om și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi și a venit să ne aducă mântuirea. Fiul omului din profețiile de altă dată. Să ne amintim, de exemplu, profeția despre Mesia. Duhul Domnului este asupra mea. El m-a trimis să aduc cui? Săracilor. Vestea cea bună. Să vindec, să dau lumină și așa mai departe. Acesta este Iisus. Această cateheză de astăzi ne apropie de un moment crucial din viața lui Iisus. Noi știm că Iisus Hristos nu avea o casă. Cum spune El, Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Era sărac. Așa a voit El să vină sărac între săraci. Mic între cei care știu să devină mici. Ca lor este împărăția cerurilor, a celora care știu să se facă mici, adică să fie umili. Era cunoscut Iisus ca învățătorul din Nazaret. Așa era cunoscut Iisus, învățătorul din Nazaret. Cel care merge pretutindeni ca să-i întâlnească pe oameni și să le vestească sosirea împărăției lui Dumnezeu. El intra acolo unde era primit. Nu intra cu forța în casa nimănui. După cum nu vrea să intre cu forța în viața niciunuia dintre noi. Intra acolo unde era primit. Stătea la masă cu cei simpli și nu ocolea pe nimeni. Făcea bine tuturor. Pe unde a trecut, numai bine a făcut. Și i-a ascultat pe oameni. Mare lucru este să știi să asculți pe altul. Avea un cuvânt de îmbărbătare pentru cei care se apropiau de el, dar și cuvinte potrivite pentru farizei, pentru fățarnici, pentru cei duplicitari. Același stil de viață simplă era împărtășit și de discipolii săi și de cei care îi voiau binele și îl primeau în casa lor. Ei, despre viața aceasta umilă a învățătorului din Nazaret, adică a lui Iisus, Sfântul Ioan Evanghelistul ne-a lăsat pagini de o frumusețe unică, de o frumusețe rară. Când le citești, cum vă spuneam altă dată, parcă ți se taie respirația. Bineînțeles, dacă citești ca și cuvânt al lui Dumnezeu, inspirat, nu ca pe o carte de povești. Pentru că așa trebuie citită Biblia, ca și cuvânt al lui Dumnezeu spus nouă oamenilor. Să mergem acum la episodul din Evanghelia Duminicii care urmează, a cincea, în ritul nostru latin, a cincea din timpul postului mare și, cum vă spuneam, ultima înainte de flori, de Săptămâna Sfântă. Aproape de Ierusalim, la poalele muntelui Măslinilor, se afla localitatea Betania, la circa 3 km de Ierusalim, deci foarte aproape. Betania, în traducere românească, înseamnă casa săracilor. Deci nu-i întâmplător nici asta, denumirea de Betania, casa săracilor. Trăiau aici, la Betania, trei frați.
Lazar, Marta și Maria. În timpul zilelor de sărbătoare, când Iisus mergea la Ierusalim, vizita familia lui Lazar. Se bucura de ospitalitatea pe care o găsea în această familie, în această casă. Și a devenit un adevărat prieten de familie cu Lazar, Marta și Maria. Cei trei frați îl primeau cu mare bucurie în casa lor, împărtășind puținul, pentru că nu erau bogați, puținul pe care îl aveau. Învățătorul le devenise nu doar oaspete, cât mai ales frate și prieten. Era o nespusă bucurie prezența lui Iisus cu ei la aceeași masă. Numai că bucuria lor, în fragmentul pe care îl vom asculta duminică, și anume capitolul 11 din Evanghelia după Sfântul Ioan, bucuria lor avea să fie frântă din cauza lui Lazar, care se îmbolnăvise și murise. Îngrijorate, cele două surori, pe când era bolnav, grav, fratele lor, Lazar, au trimis un mesager ca să-i spună lui Iisus: Doamne, iată, cel pe care Tu îl iubești este bolnav. Cu speranța că Iisus, prietenul lor, va veni îndată să rezolve problema. Vestea despre durerea lui Lazar, a Martei și a Mariei, a ajuns în cele din urmă la Iisus, din cauza iudeilor, pentru că iudeii îi unelteau mereu moartea. Din cauza iudeilor fusese constrâns să se retragă, să meargă dincolo de Iordan, ceva mai departe, unde începuse Ioan să boteze. La sărbătoarea numită a Înnoirii, când predicase poporului în curtea templului, în porticul lui Solomon, învățătorul Iisus spusese: Eu sunt păstorul cel bun. Și farizeii cărturari au înțeles îndată, înseamnă noi suntem cei răi. Eu sunt păstorul cel bun. Acela a fost, de fapt, punctul culminant al tensiunii dintre Iisus și iudei. Îl înconjuraseră și îi ziceau: Până când ne chinuiești sufletul? Dacă Tu ești Hristos, spune-ne deschis acest lucru. Și când Iisus le-a spus: Eu și Tatăl una suntem, au luat foc. Au luat pietre ca să arunce asupra Lui. Dar Iisus s-a ferit, a mers mai departe. Ei, revenim la aflarea veștii despre boala lui Lazar. Iisus nu a zăbovit o clipă. Le-a spus discipolilor că trebuie să se întoarcă la Ierusalim. Aceștia, ucenicii, erau de altă părere. Doamne, cum te duci acolo? Viața ți este pusă în pericol. Nu poți să te expui. Iudeii vor ca să te omoare cu pietre. De ce să te întorci la Ierusalim? Preocupați pentru viața lui, căutau ucenicii să-l convingă de pericolul mare la care s-ar fi expus, întorcându-se la Ierusalim. Și aproape de Ierusalim, la 3 km, vă spuneam, Betania, unde era casa lui Lazar și a surorilor sale. Dar Iisus le-a cerut să-L urmeze până când va împlini misiunea încredințată de Dumnezeu. Și El a spus așa: Lazar a adormit, mă duc să-l trezesc. Dar ce înseamnă a adormit? Adică a murit? Pentru că pentru Dumnezeu este la fel de ușor să învie un mort, pe cât de ușor nu este nou să trezim pe cineva, îl zgâlțim, o leagă și se trezește. Moartea lui Lazar
devenise semnul unei noi speranțe. Și acesta este primul punct narrativ. La locuința sau în locuința săracilor. Al doilea punct al catehezei l-am intitulat Eu sunt învierea și viața. Sunt cuvintele cheie din Evanghelia pe care o vom auzi duminică, citită în întregime, fragmentul acesta cu învierea lui Lazar. Eu sunt învierea și viața. Cum ajunge Iisus să rostească aceste cuvinte? Auzind de venirea lui Iisus, Marta a ieșit din Betania și i-a alergat în întâmpinare. Încrederea ei era mare, mare de tot. Și la fel de mare era credința ei în înviere. Se aflase la ceas de grea cumpănă când Iisus nu era prezent și fratele ei grav bolnav. Dacă ar fi fost în preajmă, cu siguranță l-ar fi vindecat pe Lazar, gândea Marta, pe drum. Ce avea să-i spună acum? Fratele ei era deja în mormânt de 4 zile, iar durerea învăluise totul. Dar iată-l pe învățător în fața ei. O convingere îi apăru în acel moment ca o rază salvatoare și își spuse: Iisus are putere de a-i reda viața lui Lazar. Apoi a rostit cu încredere. Cunoaștem cuvintele: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Marta spera într-o minune. Iisus îi spune: fratele tău va învia. Aceste cuvinte nu-i dădeau însă nicio alinare. Marta credea în înviere, învierea în ziua de apoi, când Dumnezeu va îndepărta moartea, dar inima ei era sfâșiată de durere. Fratele meu de 4 zile este în mormânt, deja a început să putrezească acolo, căldurile sunt mari în Țara Sfântă. Și se gândea Marta, de ce n-ar face acum el o minune? De ce nu îi redă viața lui Lazar? Iisus îi spune: Eu sunt învierea și viața. Iată contextul în care Iisus rostește aceste cuvinte, care sunt esențiale în Evanghelie. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Crezi tu aceasta? O întreabă pe Marta Iisus. În acel moment, luminată de har, Marta a declarat: Da, Doamne. Contemplând izvorul învierii și al vieții, mărturisește Marta: Eu am crezut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care vine în lume. Ce credință puternică avea Marta! Lumina Harului s-a aprins în viața ei. Iisus era prezent acolo și a înțeles că viața poate să continue. I-a vorbit, iar ea l-a auzit. L-a privit, iar ea și-a mărturisit credința în El. Marta merse imediat la Maria și o chemă șoptindu-i așa: Învățătorul este aici și te cheamă. Maria se ridică, ieși din casă și alergară împreună în întâmpinarea lui Iisus. Aruncându-se la picioarele lui, îi adresează aceeași rugăminte, iar Iisus, spune evanghelistul, se înfioră în spirit și lăcrimează. Vedeți? Dumnezeu făcut om. Iisus a luat firea omenească și s-a comportat ca oricare alt om pe fața pământului, adică cu sentimentele pe care le are omul în fața suferinței.
omul plânge, îi curg lacrimi. Iată, Iisus lăcrimează la moartea prietenului său Lazar, la mormântul lui. Împreună cu cele două surori și cu persoanele venite să-l plângă pe Lazar, Iisus se duce la mormânt și, înfiorându-se din nou, spune: ridicați piatra sau dați la o parte piatra, exprimând comuniunea sa cu Tatăl, cu Tatăl Ceresc, rostește, spune evanghelistul, rostește o rugăciune Iisus de mulțumire și, chemându-l pe prietenul său de acolo, din fundul gropii, mulți ați fost la Ierusalim, probabil că ați și vizitat mormântul lui Lazar, se coboară profund, profund în pământ. A fost acolo. V-am mai spus altă dată, de 4 ori am fost în Țara Sfântă. Nu știu dacă de fiecare dată am coborât și în mormânt, până jos, acolo unde a fost pus Lazar. Dați piatra la o parte. Și Iisus strigă, spune evanghelistul, cu glas puternic: Lazare, vino afară! Lazar învie și iese din mormânt. Vă dați seama, cei care erau acolo, cum au reacționat? Un mort să iasă din groapă, să învie la 3 cuvinte pe care le spune Iisus: Lazare, ieși afară! Are fâșii de pânză în jurul picioarelor și al mâinilor, cum au obicei evreii ca să-i îngroape pe morți, și un ștergar pe față. Poartă, cu alte cuvinte, încă semnele morții, deci era mort de-a binelea. Iisus, care are putere asupra morții și are putere să dea viață, iată, face această minune răsunătoare în viața sa publică. Și asta o face înainte de propria sa înviere. Putem spune că era un preambul al învierii sale glorioase din morți. Mulți dintre iudei, iudeii părtași la minunea învierii lui Lazar, spune evanghelistul, au crezut în Iisus, văzând minunea. Alții însă, căpoși, cum sunt și astăzi atâția, au refuzat și chiar au refuzat cu înverșunare minunea și căutau motive să-L învinuiască mai departe pe Iisus, ca să-L dea la moarte. Aveau să meargă la farisei care, convocând Sinedriul în secret, îl vor condamna până la urmă la moarte pe Iisus. Se confirmă și de data aceasta că există, pe de o parte, cei care cred în Iisus, iar pe de altă parte, cei care nu vor să creadă în Iisus. În fața victoriei, iubirii asupra morții, doar cei care au credință se apropie de Iisus și mărturisesc faptul că El este învierea și viața. Eu sunt învierea și viața. Al doilea punct al catehezii. Al treilea l-am intitulat Spre o viață nouă. Discipolul Ioan a creionat în Evanghelie sensul profund al evenimentelor din viața lui Iisus. Un sens pe care doar credința îl vede prin intermediul Duhului, Spiritului. Minunea învierii lui Lazar, cum vă spuneam, anticipă gloria învierii, darul lui Dumnezeu oferit oamenilor prin Duhul lui Hristos. În acele zile, la Betania și în Ierusalim, gestul lui Iisus avea să le dea discipolilor curajul de a nu ceda niciodată fricii și urii. Le va întări credința și îi va ajuta să reziste în momentele grele de durere și de doliu de pe calvar, când îl vor vedea pe Iisus
ducându-și crucea, supus atâtor înjosiri și în final răstignit pe cruce și apoi îngropat. Aprofundând victoria Duhului lui Hristos asupra trupului, vom auzi tot duminica viitoare un text din Sfântul Apostol Paul, scrisoarea sa către romani. Paul, care explică faptul cum fiecare dintre noi primește harul de a fi în comuniune cu Dumnezeu. Când Hristos locuiește în noi, desigur, continuăm să rămânem supuși morții. Nu suntem scutiți de moarte. Aceasta este o consecință a umanității noastre. Dar prin acțiunea Duhului suntem părtași deja la izvorul vieții. Ne învață Sfântul Paul. Dumnezeu ne iubește. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Tot El ne spune. Și întrucât Dumnezeu ne dăruiește același Duh prin care l-a înviat pe Iisus din morți, noi îndrăznim încă de acum viața cea nouă de care se bucură Domnul Iisus. Noi l-am primit pe Duhul Sfânt și suntem deja părtași la viața cea nouă dăruită de Hristos. Sângele Său prețios a fost prețul pe care l-a plătit pentru acest dar inestimabil. Știm că nu am ajuns încă la împlinire. N-am ajuns la împlinire. Existența aceasta este încă însemnată de suferință și de moarte. Cât trăim pe pământ, n-am ajuns la împlinire. Dar suntem fiii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Avem harul și curajul de a întrezări împlinirea din viața de dincolo, de moarte. Numai aici și acum descoperim darurile lui Dumnezeu, prin care ne bucurăm de o viață adevărată și plină de sens. În viața pe care o trăim în relația de iubire cu semenii noștri și cu Dumnezeu, este prezent întotdeauna darul mântuirii adus de Hristos. Iar tot ceea ce am făcut în această viață se va manifesta în plinătate dincolo de această viață la Dumnezeu. Acum vreau să trec la al patrulea punct și ultimul, partea aplicată a catehezii, practică, adică. Și am intitulat punctul acesta, iubirea învinge moartea. Moartea nu poate să fie învinsă decât de iubire. Să reținem bine acest lucru. Moartea nu poate fi învinsă decât de iubire. Mai bine spus, pășim peste pragul morții și mergem în lumea veșnic fericită, pătrunși de iubire. Pentru că numai iubirea rămâne veșnic. Toate rămân în urmă, toate se sting. Bunurile materiale, după care aleargă atâția cu nesați, încercând să-și facă un paradis aici pe pământ, doar își dau seama și noi toți ne dăm seama că nu luăm nimic cu noi material dincolo, în viața de dincolo. Dar vedeți ce perfid este satana, cum îi înșeală pe oameni. Toate rămân în urmă, toate se sting. Nimic vizibil nu luăm cu noi după moarte, doar iubirea, doar iubirea. Darul primit de la Dumnezeu, virtutea ce ne-a apropiat de ceilalți frați și ne-a arătat mereu calea spre Dumnezeu. Și repet și insist, doar iubirea ne va însoți pentru totdeauna, adică în veșnicie. Eu sunt învierea și viața, i-a spus Iisus Marte. Vă îndemn să medităm toți
asupra acestor cuvinte atât de importante în momentele de rugăciune, în momentele de liniște, mai ales acum când suntem forțați de împrejurări, de acest virus nenorocit, să stăm acasă, în casele noastre. Avem ocazie să medităm asupra acestor cuvinte și vă rog să o faceți. Eu sunt învierea și viața. La fel, să medităm acest adevăr în catehezele și predicile pe care le facem în acest timp de post. Și, practic, trei lucruri pe care să le reținem tocmai din această propoziție care este esențială în liturgia cuvântului de duminica viitoare și care constituie elementul esențial al botezului nostru, viața. Am văzut apa, am văzut lumina, acum viața. Viața dumnezeiască pe care am primit-o la botezul nostru prin iertarea păcatului strămoșesc, iar cei care au primit botezul la o vârstă adultă, prin iertarea tuturor păcatelor, au primit viața dumnezeiască, darul filiațiunii divine. Am devenit copii adevărați ai lui Dumnezeu. Deci să reținem această propoziție esențială. Eu sunt, 2, învierea, 3, viața. Eu sunt. Ne aducem aminte ce reprezintă aceste cuvinte. Este definiția lui Dumnezeu. Când s-a revelat unui Moise, cine ești, cum să spun eu poporului că tu mă trimiți ca să îl scot din sclavia Egiptului? Care ți este numele? Eu sunt, îi răspunde Dumnezeu. Adică eu sunt existența însăși. Iisus spune acum, eu sunt învierea și viața. Este prezent, ne arată calea spre Dumnezeu și ne conduce spre Dumnezeu. Acesta este misterul Fiului lui Dumnezeu, făcut om. Iisus, Fiul omului, dar Iisus în același timp Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat. Cel care v-am explicat în timpul Adventului și a ascuns dumnezeirea în omenitatea sa, dar n-a părăsit-o niciodată. Cel primit de Lazar, de Marta și Maria, în casa din Betania, era om adevărat și Dumnezeu adevărat. Eu sunt, adică Dumnezeu. Este învățătorul divin pe care l-au urmat discipolii și despre care ne vorbește Ioan, Sfântul Ioan în Evanghelie. Este Domnul, adică Stăpânul, Dominus, Stăpânul, pe care Dumnezeu l-a înviat, în care au crezut și pe care l-au mărturisit discipolii, comunitatea primilor creștini și toți cei care au primit mărturia lor. Eu sunt. Mai departe, învierea, concret, ce să medităm și să reținem pentru viața noastră de credință. Eu sunt învierea, spune Iisus. Adică viața nouă a învierii apare odată cu Iisus și este prezentă în istorie aici și acum. Această înviere, de fapt, reînnoiește viața. Învierea este prezentă astăzi în persoana lui Iisus și în toți cei care cred în El. Și deoarece Iisus este învierea și viața celor care cred, moartea nu mai are nicio putere asupra lor. Și noi credem că Iisus învinge moartea încă de acum. Eu sunt învierea. Și al treilea punct practic, viața. Iisus este viața. Eu sunt viața. Iisus este prezent pentru a aduce victoria asupra morții, pentru ca noi să ne bucurăm acum de viață. Când Marta și Maria plâng, Iisus, am văzut,
se înduioșează. Aflând de moartea prietenului său, plânge, îi dau lacrimile. Când săracii plâng, Iisus se emoționează și plânge și el. Își arată iubirea față de oameni și îi conduce la izvorul vieții. Să medităm îndelung la această situație. Când dăm piatra la o parte, Iisus face ca viața să triumfe asupra morții. De aceea să ne mărturisim credința împreună cu Marta și Maria și să spunem, dar cu toată convingerea noastră, da, Doamne, eu cred că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care vine în lume. Foarte importantă este această mărturie de credință. Da, Doamne, eu cred că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care vine în lume. Am spus-o, o spun și o voi spune mereu. Hristos este singurul mântuitor al lumii. Cine așteaptă un alt mântuitor, rămâne cu așteptatul. Că Dumnezeu nu va mai trimite alt mântuitor pe fața pământului. L-a trimis pe propriul său fiu, Dumnezeu adevărat, făcut om adevărat, singurul salvator al omenirii. Să credem în El și ne vom bucura de înviere și vom avea viață adevărată. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit și la această cateheză și vreau să rețineți cele trei elemente constitutive prezente în taina botezului și să reflectați asupra lor apa, lumina și în cateheza de astăzi viața. Mă rog ca Dumnezeu să facă în așa fel ca învățătura pe care El ne-a dat-o în această seară, prin glasul meu, dar El ne-o dă, Dumnezeu, să aducă roade adevărate în viața noastră de creștini și să ne ajute să ne pregătim cu demnitate, așa cum se cuvine, sufletește, pentru marea sărbătoare a Paștelui, cea mai mare sărbătoare a religiei noastre creștine. Și chiar dacă suntem în această situație specială, că eu vorbesc acum la bănci, mai mult în biserică, este părintele decan, două, trei surori și la cor câțiva, care sunt din casa noastră, că nu vin alții, respectăm dispozițiile legale. Dar să credeți, să știți că nu mi-este ușor ca să mă uit la bănci și să-mi închipui că aici ar fi credincioși. Așteptăm și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ajungem timpul, spunea părintele decan la început, al normalității. Bisericile noastre să fie din nou pline cu oameni. Poate și sunt convins că puțin sau mai mult transformați pentru a se iubi mai mult, pentru a se ajuta mai mult, pentru a socializa mai mult, pentru a acorda lui Dumnezeu mai multă atenție în viața lor. Încheiem acum această cateheză cu un cuvânt pe care îl va spune din nou părintele decan Budău Paul. Poftim! Vă mulțumim, preasfințite, pentru precizarea pe care de la bun început ați făcut-o, și anume faptul că de întâlnirea cu Iisus Hristos depinde soarta noastră, mântuirea sau osândirea noastră. Am văzut așadar în ultimele trei cateheze aceste elemente de care și preasfințitul amintea, apa, lumina și viața. Trei situații de întâlnire cu Iisus Hristos, care aduce în viața samaritencei sensul vieții și adevărata iubire. În viața orbului aduce lumina credinței, iar în viața Martei și Mariei speranța vieții
beneficiind, bucurându-se de învierea fratelui lor, Lazar. Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Eu sunt învierea și viața. Cuvinte care, în contextul de astăzi, pentru multe familii din lume, care se confruntă cu experiența dureroasă a pierderii celor dragi, capătă o dimensiune cu totul aparte față de dimensiunea pe care o percepem noi. Cu toate acestea, să ne amintim, moartea este lucrul cel mai sigur de pe acest pământ. Cu o moarte toți suntem datori, spune poetul. În schimb, să nu uităm, nu moartea are ultimul cuvânt, ci viața. Nu păcatul are ultimul cuvânt, ci harul. Nu potrivnicul are ultimul cuvânt, ci Dumnezeu. Se spune că cea mai mare minune pe care o poate face Dumnezeu nu este aceea de a transforma apa în vin, de a reda vederea orbilor, de a înmulți pâinile și fiecare poate continua enumerarea. Dar cea mai mare minune pe care o poate săvârși Dumnezeu este aceea de a schimba, de a transforma o inimă împietrită într-o inimă de carne, sensibilă, vie, cu alte cuvinte, a readuce la viață, la viața harului, un mort sufletește. Și această minune se săvârșește zilnic pe pământ. Ori de câte ori un păcătos se convertește și se întoarce. Spre bucuria învierii, dragi ascultători ai Radio Maria, dragi persoane care ne urmăriți prin intermediul internetului, spre această bucurie a învierii lui Hristos prăznuită la Paști și spre speranța propriei noastre învieri, ne îndreptăm cu toții în așteptarea plină de încredere a manifestării milostivirii lui Dumnezeu în aceste vremuri de grea încercare pentru întreaga lume. De aceea vă invit ca împreună să ne înălțăm glasul și inima către Dumnezeu și să ne rugăm împreună. Doamne Iisuse, Tu ne spui și nouă în seara aceasta, eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Și pe noi ne întrebi în seara aceasta, crezi tu aceasta? Cu multă credință noi te rugăm să reverși harul tău asupra noastră. Fă ca darul divin să se reverse în inimile noastre, în comunitățile noastre, în familiile noastre, în orice loc, acolo unde ești căutat și slujit, iubit și mărturisit. Doamne, însuflețiți de harul Tău, spunem și noi, da, Doamne, noi credem că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care vine în lume. Doamne Iisuse, învierea și viața, Tu alimentezi necontenit dorul nostru către Dumnezeu. Tu ești calea care ne conduce spre Dumnezeu Tatăl. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar acum îl rugăm pe Preasfințitul să ne împartă binecuvântarea, luându-ne rămas bun și ne revedem joia viitoare la cateheză. Aș vrea ca această binecuvântare pe care vă dau acum să vă însoțească pretutindeni pe toți cei care ați fost și încă sunteți în legătură directă cu noi, Radio Maria și pe internet. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu,
Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza din seara aceasta s-a încheiat, să mergem și să trăim în pace. Mulțumim.